Aproximativ 1000 de locuri de muncă sunt vacante în această perioadă la angajatori din 13 țări membre ale Uniunii Europene. Se caută culegători de fructe și legume pentru Spania, Danemarca, Portugalia, lucrători în sere pentru Olanda sau infirmieri pentru Marea Britanie. Salariul brut poate depăși 800 de euro pe lună. Această săptămână, rețeaua EURES deține 974 de locuri de muncă din 13 țări din spațiul economic european, respectiv Uniunea Europeană. Acestea sunt după cum urmează: 200 de locuri de muncă în Spania, 150 de locuri de muncă vacante pentru cules fructe, cireșe, nectarine, mere, pere. Aceste locuri de muncă vacante sunt oferite de angajatorul din regiunea Lerida. 100 de locuri de muncă vacante sunt pentru femei, iar 50 de locuri de muncă pentru bărbați. Din punct de vedere al plății, se oferă 6,25 euro brut în câmp și 5,96 euro brut în fabrică, iar cazarea se va reține 10% din salariu. Pentru aplicarea la aceste posturi, persoanele interesate vor trebui să depună un dosar cu următoarele documente: copie act de identitate, adeverință medicală cu mențiunea act de muncă clinic sau clinic sănătos, eventual o copie după actul de studii. Mai sunt pentru Spania 50 de locuri de muncă vacante numai pentru femei în regiunea Huelva. Pentru aceste locuri de muncă vacantă plata este de 38 euro net pe zi, iar cazarea în jur de 40 de euro pe lună. Persoanele interesate, de asemenea, vor depune un dosar cu actele menționate. La mijlocul lunii februarie, la Târgu Jiu, va avea loc o bursă a locurilor de muncă în domeniul sezonier-agricultură pentru 50 de locuri de muncă oferite de un angajator danez în Portugalia și Danemarca, la cules de Mazăre. Locuri de muncă în Uniunea Europeană mai sunt în Danemarca, 50 de locuri de muncă vacante pentru un angajator danez. Acesta oferă locuri de muncă atât în Portugalia cât și în Danemarca. Perioadele de lucru sunt pentru Portugalia aprilie-iunie, iar pentru Danemarca iunie-octombrie. Plata pentru aceste locuri de muncă este următoarea: pentru perioada din Portugalia, pentru 173 de locuri de muncă vacante se oferă un salariu de 700 euro brut, ce depășește în această perioadă de lucru de 1950 de kilograme, se va plăti un bonus de 0,3 euro pe kilogram. Pentru perioada lucrată în Danemarca, se va plăti un 0,6 euro brut pe kilogram, plus un procent de 12,5% alocație de concediu. Pe deplasarea în Danemarca, respectiv Portugalia, va fi în sarcina lucrătorului. Cazarea va fi în căsuțe în Portugalia, se va plăti în jur de 100 de euro pe lună, iar în Danemarca, în rulote, având acces la toate utilitățile, fiind plătit cam în jur de 8 euro pe zi. Pentru aceste locuri de muncă vacante, solicitanții vor trebui să trimită un CV la adresa de e-mail a angajatorului. De asemenea, mai avem locuri de muncă pentru Portugalia, la 200 de locuri de muncă, la cules de Zmeură. Salariile sunt în jur de 650 de euro brut pe lună, cu ore suplimentare ajungând la 1100 de euro pe lună. Mai avem locuri de muncă vacante în jur de 141 de locuri de muncă pentru Olanda, lucrători în sere la bul de flori, la cules de ardei gras sau roșii, locuri de muncă în agricultură în Marea Britanie, 100 de locuri de muncă vacante pentru culesul căpșunilor, iar 60 de locuri de muncă pentru infirmieri și îngrijitori persoane, 71 de locuri de muncă vacante pentru germani în diferite meserii. Persoanele interesate să lucreze pe teritoriul altor state din spațiul comunitar european pot obține informații suplimentare la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Vâlcenii care vor să muncească în țară pot de asemenea consulta oferta locurilor de muncă pentru această săptămână, ofertă ce a fost afișată la avizierul sau pe site-ul instituției. În aceste zile, în județul nostru sunt vacante peste 800 de locuri.